și face deosebită plăcere să avem posibilitatea să ne împărtășim ideile, opiniile, mai ales luând în considerare că mi-a rămas practic vreo două zile înainte de alegerile parlamentare. Din câte cunoașteți foarte bine, odată în 4 ani noi toți suntem chemați la urnele de vot să ne spunem ceea ce considerăm, să decidem și să alegem pe cei mai buni și pe cei care merită ca în următorii 4 ani de zile să ne guverneze țara. Echipa Partidului Democrat, din care fac parte și sunt mândru să fac parte, credem că am muncit destul de bine în această perioadă de vreo 3 ani de zile, din ianuarie 2016, și noi am inițiat mai multe proiecte care cu siguranță am vrea să le continuăm și pentru viitor. Dacă vă aduceți aminte anii 2014-2015, ce perioadă grea și destul de complicată a fost, marcată de criză politică, de scandaluri în coaliție, de scandaluri de corupție, criza bancară, frauda bancară, și toate acestea au avut un impact foarte negativ în tot ceea ce înseamnă și economie, și societate, dar și clasa politică. Atunci, toți cetățenii din țara noastră au trecut printr-o mare dezamăgire. Și în acea perioadă dificilă, a începutul anului 2016, echipa din care fac parte, echipa Partidului Democrat, a decis să-și asume 100% răspunderea și responsabilitatea pentru tot ceea ce a urmat. Și astfel, zi de zi, săptămână de săptămână, echipa Partidului Democrat a muncit ca să restabilească situația. Inițial au fost luate măsuri împotriva la tot ceea ce înseamnă și schemele de corupție de la vamă, și cele de la fisc, și achiziții publice, în așa fel încât să reușim să restabilim situația economică. Dacă în ianuarie-februarie 2016 noi aveam un mare semn de întrebare dacă în general vom avea bani să plătim salarii și pensii, atunci cu acțiunile noastre noi am reușit în 3 ani de zile să aducem suplimentar în bugetul țării mai mult de 15 miliarde de lei. Bani care ulterior au fost investiți în tot ceea ce înseamnă societatea și cetățenii noștri. Drama cea mai mare a țării noastre este că pleacă oamenii din țară. Cred că nu există familie sau prieteni, rude care aveți și nu sunt cineva, nu a plecat din țară, anume din rudele voastre sau din familiile voastre. Eu personal am o rudă, un membru de familie, sora, care a plecat mai mult de 10 ani în Italia. Și noi am zis că mai întâi să găsim anumite măsuri sau acțiuni ca să oprim migrația, să nu mai plece oamenii, sau cel puțin să oprim ritmul de plecare a oamenilor și chiar de ce nu să începem să-i aducem înapoi acasă. Și când vorbim despre plecarea din țară, de ce pleacă oamenii? Că ori nu au locuri de muncă, ori nu văd perspective, ori locurile de muncă nu sunt atât de bune și nu sunt bine plătite, ori, de exemplu, tinerii nu au nicio perspectivă să-și cumpere o casă, o locuință, să-și creeze o familie. Iată de ce programul Prima Casă, care a fost pornit anul trecut, la începutul anului, are o importanță deosebită. Programul Prima Casă, care a fost implementat anul trecut, a adus beneficii la peste 1200 de tineri sau familii doar într-un an de zile. Astăzi, deja, dacă nu greșesc, sunt aproape 1400 de familii tinere sau tineri chiar necăsătoriți care au beneficiat de Prima Casă. Aceste persoane sau aceste familii și-au legat viitorul de țara noastră, au decis să rămână acasă. Și dacă tot vorbim de familii și dacă tot vorbim de copii, atunci trebuiau luate unele măsuri ca să încurajăm chiar și nașterile. Și să încurajăm și să ajutăm mamele. Iată de ce indemnizația la nașterea copilului a fost dublată, practic, de la 3.000 de lei, acum e 6.300, dar urmează să fie majorată până la 10.000 de lei. Chiar 2 săptămâni în urmă a votat în Parlament o lege care urmează să finalizăm aprobarea imediat după a lege și poate se va aplica de la 1 aprilie sau de la 1 mai ca să oferim câte 200 de lei lunar pentru fiecare copil în familie până la vârsta de 18 ani. Sunt 2 copii în familie, 400 de lei, sunt 3 copii în familie, 600 de lei. Asta iminit să încurajeze și nașterele, să încurajeze familiile și să încurajăm, bineînțeles, și protecția copilului.
Fiindcă noi avem nevoie de viitoarele generații, avem nevoie de copii, avem nevoie de tineri. Și ne bucurăm că aceste acțiuni și aceste măsuri pe care noi le întreprindem chiar se bucură de o popularitate și de încredere din partea cetățenilor. Bineînțeles, în țară încă sunt foarte multe de făcut. Dar contează că noi am pornit unele mecanisme și am pornit unele reforme și am pornit unele acțiuni sau proiecte pe care vrem să le continuăm. Noi toți vorbim în ultimul timp despre drumuri. Dar nu prea înțeleg, dar de ce în ultimul timp vorbim? Eu nu mi-aduc aminte, în toți 43 de ani mei pe care i-am, niciodată noi n-am avut drumuri bune în țară. Că era perioada anilor 90 sau chiar era perioada Uniunii Sovietice, noi n-am avut drumuri bune ca atare în țară. Sunt 40.000 de kilometri în țară. 40.000 de kilometri. Dar am să vă dau câteva exemple să vedeți ce înseamnă Partidul Democrat și ce a făcut în privința drumurilor. Dacă în perioada 2010-2017, în 7 ani de zile, s-au făcut 1.300 de kilometri aproximativ. Asta înseamnă cam 100 de kilometri pe an. Atunci doar anul trecut, în 2018, doar într-un singur an a fost reparat sau construit 1.600 de kilometri. 100 de kilometri într-un an și 1.600 de kilometri într-un an. Este o mare diferență. Dacă din la 90 încoace, de la independență, noi construiam câte 1.000 de kilometri pe an, deja situația era să fie alta. Și noi ne propunem ca și în anul curent, în 2019, să construim 2.600 de kilometri. Și așa în fiecare an să creștem și să creștem și să avem în sfârșit în toate localitățile drumuri bune și în afara localităților. Dar pentru asta trebuie să continuăm proiectele. Pentru asta trebuie să existe stabilitate și să existe continuitate. Bineînțeles, și salariile și pensiile sunt încă mici în țară. Dar când vreodată în istoria țării, în domeniul educației, în domeniul medicinii, dacă vorbim despre educatorii de la grădiniță, bucătăresele de la grădiniță, de oamenii din cultură, când au avut așa creștere în salariu, cum am reușit să facem noi în foarte scurtă perioadă de timp? De la 1 decembrie funcționează un nou mecanism, un nou sistem de acordare a salariilor la bugetari. Pentru unele categorii chiar s-au dublat salariile. Da, sunt mici, este adevărat, încă salariile sunt mici. Dar dacă bucătăresele la grădiniță primeau un 1.200 sau 1.500 de lei, acum primesc 2.500 sau 2.700, de la caz la caz. Dar asta este o creștere mare. Cât s-a mai făcut așa creștere? Dar aceștia sunt banii pe care noi am reușit să-i administrăm bine. Aceștia sunt banii pe care noi am adus suplimentar în buget ca să oferim salarii și să oferim și pensii. Ele sunt încă mici. Dar contează că noi vrem în fiecare an, în fiecare an să majorăm și să ajungem la un nivel mai mare. Poate la un 6.900, 7.000 de lei, cât e salariul mediu pe economie. Dar pentru ca să reușim, trebuie să creăm locurile de muncă, să avem investiții. Oamenilor să le dăm să muncească și să le dăm salarii bune. Și dacă vorbim despre locuri de muncă, anul trecut, doar anul trecut, în 2018, au fost create peste 60.000 de locuri de muncă. În diverse domenii, că vorbim de comerț, că vorbim despre textile, că vorbim despre transport. Chiar și acei care au făcut drumuri, ei n-au mai avut de lucru atât de mult ca anul trecut. Și asta au prispus iar locuri de muncă, și asta au prispus echipamente, și asta au prispus foarte multe, foarte multe tot ceea ce înseamnă ciclul economic. Locuri de muncă, asta înseamnă oamenii pot să muncească și să primească bani. Noi cam ultimul timp am făcut așa un sistem, în ultimii 20 de ani, adică în anii noștri de independență, că am ajutăm pe cei care nu lucrează, care sunt așa numite ajutoare sociale, primesc. Unii chiar merită ajutoarele sociale, mai ales persoane cu dizabilități sau mamele cu copii, familiile cu probleme. Dar sunt și cei care nu lucrează pur și simplu că nu vor să lucreze, dar primesc de la bani stat. Primesc de la stat, primesc bani. Și când cineva le oferă locuri de muncă, ei preferă să stea acasă, să se înregistreze la bursa locurilor de muncă și să primească bani. Și să nu lucreze. Și noi astfel am încurajat lenea și trândăvia în foarte multe localități. Și când vorbește astăzi cu oamenii de afaceri și eu spun, eu am 300 de locuri de muncă și am numai 200 de oameni care lucrează. Restul 100 nu pot să-i găsesc. Le dau și transport, le dau și mâncare, le dau și tichete de masă. Dar ei nu vor să lucreze.
Și atât de ce noi am început să schimbăm legea și legislația ca să încurajăm oamenii să lucreze, să revină oamenii la lucru, să fie activi. Din 10 februarie, chiar cu câteva zile în urmă, a intrat în vigoare o lege care spune că dacă un om de afaceri, dacă un antreprenor ia la lucru o persoană înregistrată la bursa locurilor de muncă, care primește ajutor din partea statului, atunci acest antreprenor poate primi 70.000 de lei ajutor din partea statului că formează, că creează locul ăsta de muncă și că îl ia pe acela de la bursă. 70.000 de lei, 10 salarii medii. Ceea ce înseamnă că să încurajăm economia. Astea sunt câteva, sunt doar câteva exemple din tot ceea ce noi am reușit să facem în 2 sau 3 ani de zile. Dacă vorbim de educație, avem nevoie de reformă în educație, avem nevoie de, în primul rând, noi am stopat închiderea școlilor și am început iarăși să investim în școli, să majorăm salariile la profesori, la directorii de instituții, la educatori, să reformăm curriculum, să facem să fie mai puțină raportare și noi mai avem încă multe, multe, multe idei bune în domeniul educației. Noi trebuie să facem o reformă cu universitățile astea, că țărișoara asta noastră n-are nevoie de 40 de universități avem în țară, dar școli profesionale, vreo 2-3. Și acum avem problemă că nu găsim sudori, măcaragii, mașiniști, simple lucrări să fie făcute pe șantierele de lucru, de exemplu. Sau chiar și șoferi pe anumite mijloace de transport. În medicină. În medicină, la fel, este foarte important să continuăm cu reformele. Să nu închidem ceea ce avem deja, centrele medicale, spitalele raionale. Ele trebuie să existe și trebuie să investim. Și, bineînțeles, să majorăm salariile la medici. Eu m-am bucurat foarte mult să văd, pe parcursul acestor 3-4 săptămâni de campanie, călătorind în toată țara, să intrăm în spitale, în policlinici sau în centre medicale, unde sunt tineri specialiști care sunt foarte mulțumiți că au acum loc de muncă, au salarii mari, chiar fac naveta unii, chiar am văzut tinere familii de specialiști care fac naveta de la Chișinău până la Creuleni sau până la Călăraș, numai ca să muncească. Fică au acum pentru ce? Statul începe să-i ajute. Dacă pentru tinerii specialiști în educație noi vrem să plătim 120.000 de lei ajutor din partea statului, îl achităm acum, vrem același ajutor să-l aibă și tânărul specialist în medicină. Toate acestea sunt făcute pentru oameni. Și toate acestea sunt fapte, nu sunt vorbe. Și tot ceea ce s-a reușit prin muncă și datorită faptului că este o echipă profesionistă care știe să se mobilizeze și știe să muncească pentru binele cetățenilor. Noi în această campanie electorală am decis să vorbim mai puțin despre concurenți, mai puțin să vorbim despre alte partide sau alți lideri și să vorbim despre ceea ce am reușit noi să facem și ceea ce vrem să facem în continuare. Și noi am decis să nu criticăm sau să nu aruncăm cu mizerie în stânga sau în dreapta, căci nu ajută. Noi vrem să consolidăm societatea. Noi vrem să mobilizăm societatea, fiindcă clasa politică, toți politicienii, 20 de ani ne-au luat și ne-au divizat și ne-a dezbinat societatea. De aceea noi am spus că vom vorbi mai puțin chiar și despre geopolitică. Rusia, Europa. Vă dați seama cât de bizar pare. Noi suntem prin studiourile televiziunilor și vorbim despre valori înalte, vorbim despre cât e de bine să te integrezi în Uniunea Europeană, sau unii spun că cât e de bine să fii mai aproape de Rusia, dar noi în secolul 21 noi avem grupuri sanitare în școli și grădinițe. Noi nu avem, nu toți cetățenii Republicii Moldova au până la gospodărie, până la casă sau până la apartament, nu au apă, nu au canalizare sau nu au gaz sau iluminarea pe străzi este cum este. Avem de muncit toți împreună. De aceea noi am decis să vorbim despre nevoile oamenilor. Să găsim soluții la tot ceea ce au nevoie și care sunt necesitățile oamenilor. Și după ce ne facem aici, la noi acasă, Europa, deja o să vorbim despre integrarea europeană. Sigur că ea este importantă, integrarea europeană. Noi toți suntem pro-europeni. Dar Europa nu o faci fără grupuri sanitare pentru copii, fără drumuri și fără apă pentru oameni. Pe data de 24 februarie noi toți suntem chemați poimâine, duminică.
să luăm o decizie cine este echipa, care este acea echipă care merită să conducă țara în următorii 4 ani de zile. Noi credem și vă îndemnăm să votați pentru Partidul Democrat, deoarece asta este echipa care a reușit într-o perioadă foarte scurtă de timp deja să realizeze mai multe. Și lucrul cel mai important, să continue ceea ce noi am reușit să facem sau să continuăm cu alte acțiuni. Pe lângă drumuri bune, pe lângă salarii care noi am început, pe lângă prima casă, pornim un proiect deosebit de important, apă bună pentru Moldova, ca să aducem în toate localitățile și la toți oamenii să aducem apă și canalizare. Vrem în continuare să pornim procesul sau să continuăm procesul de conectare la gaz. Vrem în continuare să facem toate proiectele legate de iluminare stradală. Și lucru cel mai important, grădinițele, școlile, spitalele, să nu le închidem, dar să le dezvoltăm, să deschidem chiar noi și în așa fel, treptat să începem chiar să aducem oamenii înapoi acasă. Pe data de 24 februarie, duminică, pe lângă faptul că trebuie să alegem o echipă și noi vă îndemnăm anume Partidul Democrat să-l alegeți, să decideți că anume această echipă poate să facă lucrurile bune în continuare, fiecare din noi trebuie să aleagă pe anumite circunscripții, dar dacă vorbim de Sângera, este vorba de circunscripția 33, trebuie să alegem o persoană care ne va reprezenta interesele în Parlament, a acestor localități, a acestor oameni. Noi am decis, noi am ales și noi am selectat cu această persoană, este Constantin Țuțu, pe care mulți dintre voi îl cunosc, alții poate mai puțin. Unii îl cunosc mai bine. Eu l-am cunoscut acum câțiva ani, înainte încă de a fi dumnealui în Parlament, atunci când câștiga foarte multe trofee și multe distinții pentru toată munca pe care a avut-o el în sport, în sport de performanță, în lupte. Și lucrul cel mai important, el este un luptător. El este un campion. El a fost o perioadă foarte bună, cel mai bun în respectivul domeniu. Pe parcursul ultimilor 4 ani, el a evaluat foarte mult din tot ceea ce înseamnă activitate politică și activitate parlamentară. Și nu singur, dar fiindcă a fost susținut de o echipă. Și eu sunt sigur că fiind susținut în continuare de o echipă bună, va reuși lucrurile în continuare să le facă bine pentru localitățile care sunt în această circunscripție, în circunscripția 33. Multe el a reușit să facă, a mers de la casă la casă, de la poartă la poartă. Au fost foarte multe speculații, au fost foarte multe dezbateri, au fost foarte multe critici în privința chiar și a unor incidente mai recent. Unele sunt și provocate, unele sunt făcute și din greșeli, dar contează foarte mult ceea ce face omul pentru cetățenii din localitățile circunscripției. Și ce își propune el să facă în continuare pentru circunscripția 33, pentru localitățile care sunt, că vorbim de Sângera, că vorbim de Băcioi sau altele care mai sunt. Și cu permisiunea voastră o să-i dau posibilitatea să-și împărtășească și el gândurile, să-și asume angajamentele față de cetățenii din circunscripții, față de locuitorii din Sângera, după care, bineînțeles, am să mai rog și alți colegi să intervină dacă este cazul, dar cel mai important ce am fi vrut e să vă răspundem la întrebări. Să ne puneți întrebări, să vă dăm răspunsuri, să veniți poate cu propuneri, cu sugestii, cu critici, dacă am greșit undeva. Și astăzi să avem o discuție, fiindcă doar în discuții de genul ăsta și poate răspunzând la unele întrebări pe care le aveți, vom reuși să aflăm adevărul. Deoarece speculații sunt foarte multe, deoarece minciune este foarte multă. Deja de ieri am auzit și despre Mercur și despre tot ce vrei, de aceea probabil trebuie să discutăm. Fiindcă în astfel de discuții, cu siguranță putem să găsim adevărul. Constantin? Vă rog frumos, în primul rând, să te angajezi.